Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou vlog! Suntem în vizită la părinții mei, suntem în satul meu natal. Suntem căsătoriți deja de 2 ani și jumătate aproape, dar nu i-am făcut nicio excursie în sat la soția mea. Deci mergem și facem o excursie și locale, și lui mamișor, da? Mergem să-ți arătăm satul. Noi suntem în satul Vadului Sac, Raionul Cahul. Rămâneți cu noi! Păi vine la tata păișorul nostru, scump, ce zimbitor, frumosule! Cale prima zi la școală, da? Am terminat lecțiile, da, păișor? Bine ați venit în gimnaziu Mihai Sădoveanu, aici am învățat în clasă. Au fost ani interesanți, mi-au plăcut foarte mult școala. În mod special educația fizică, super a fost. Și aici, de obicei, când era iarnă, zăpadă și gheață, foarte tare ne dădeam așa la alunecuș, pentru că era gheață. Clasele întâi, clasa întâia până la patra am fost etajul întâi și din a cincea, a noua a fost etajul 3. Nu mai țin minte cabinetul, dar a fost foarte interesant. Nu cred că este deschis gimnaziu, să mergem și înăuntru să vă arătăm, dar așa arată gimnaziul în care am învățat eu. Da, tata. În curând și tu? Aici sau în altă parte? Nu știu unde. Cei care sunt din Vad, vă aduceți aminte de fântâna asta? Unde alergam toată ziua și beiam apă, dar aici în Vad lui Sac este o tradiție, păpăruda. Nu știu dacă ați auzit, este ziua, nu știu, apelor, când fiecare se udă cu apă. Noi luam apă de aici și cu șfoara ridicam apa pe sus, pe geam, tocmai acolo la treilea. Ridicam apa cu sticle și ne putem uda cu apă în școală, pentru că la ușa gimnaziului întotdeauna stătea cineva care ne verifica să nu avem apă. Și noi în așa mod, luam apă, punem în sticle și ridicam sus prin șfoară, un fel de funie. Da? Asta despre păpăruda la Vadul lui Sac. Și la fiecare colț stăteau cu căldări de apă ca fiecare să fie udată. Nu știu dacă se mai face acum, dar era foarte interesantă copilăria mea. În spatele meu este grădinița satului. Noi numai acolo ne jucam. Eu nu am fost la grădiniță, nu am avut parte să merg la grădiniță, dar am avut o educație foarte bună acasă. Aici este monumentul. Fiecare dată la 9 mai veneam cu flori, puneam flori, aici era ceva frumos, afară. Ce, tata? Dar ceea ce mi-aduc cel mai mult aminte de monument, noi, colegi și alți prieteni, veneam și jucam nacleici, cumva, știi, dacă țineți minte nacleici care din gumă. Scutea nacleica și noi jucam nacleici toată ziua, nu toată ziua, dar toate repauzurile, jucam la clici aici la monument. Și cel mai mult alergam aici foarte mult. Și educația tehnologică, de fiecare dată mi-aduc aminte, noi săpam pe aici. Veneam cu colegii și alți elevi și săpam teritoriul aici. A fost interesant, a fost foarte fain. Eram eu elev. Clădirea cei din spate se numea La Luminiță și noi venim și cumpăram tocuri, radiel, tot ce trebuie de școală, caiete. Trimit și la Casa de Cultură. Aici întotdeauna era ceva interesant, vizor copiilor, tot felul de jocuri. Cel mai mult ceea ce țin minte aici este că am fost la dansuri, am învățat să dansez ora în două părți și trenta pentru berbec și cucuș. Era tare interesant.
aici la primărie, Galavaua satului. Aici bunelul meu a fost paznic la primărie, în care și mama lucrează la un moment. Și aici 2 ani și ceva în urmă, noi cu mamișor ne-am înscris ca soț și soție în fața legii, așa cum trebuie. Țin minte că era mic, aveam o bicicletă și cu copiii ne luam de întreacără, erau niște tufe aici și cu bicicletele ne luam de întreacără, așa, ce ne prinde, să ne prindem unul pe altul. Dar acum e amenajat foarte frumos și mulțumim autorităților. Bine ați venit la Biserica Baptistă din Bad lui Sac. Aici, de mic copil, multe tabere am fost, erau energie, activitate, foarte interesant cu copiii, foarte tare îmi plăceau taberele care se organizau. Stadionul acesta de la vârsta de 13 ani până la 17, fotbal, 3 ori pe săptămână, eram aici, făceam antrenamente, era foarte interesant cu copiii și care au fost aici și au jucat, voi țineți minte cât interesant era să joci fotbal. Aceasta a fost mica excursie prin satul meu natal și câteva istorii pe care le-am povestit din copilăria mea. Deci, dacă ești din Vadul lui Isaac, pune un like și abonează-te la canalul nostru și la fel distribuie și scrie în comentarii care a fost cel mai interesante momente aici în satul nostru natal. Cu voi a fost familia Manole și ne vedem în următorul video. Pa, pa!